Este un privilegiu și pentru mine să fiu în fața dumneavoastră, mai ales că am să vă spun ceva deosebit. Primul interviu de televiziune realizat cu Cătălin Vasile a fost la emisiunea mea. Îți mulțumesc, Cătălin. Mă bucur foarte mult de lucrul acesta. Oamenii cu bani sunt de mai multe feluri. Foarte rar găsești un om cu bani smerit și altruist. Cătălin Vasile nu are așa de mulți bani, dar el este și cu bani și smerit și altruist. Să vă spun de ce. În momentul în care am lansat platforma Prodocens, i-am zis, Cătălin, dă și nouă, uite, muzica aia de la Lugoj, dă și nouă, uite, interviul ăla cu tot ce vrei, Cornel, tot ce vrei poți să folosești ca de la tine, ceea ce este foarte rar în, în mass media. Aș vrea să vă spun în final, apropo de acest slogan superb, Patru catrene care pe mine m-au bulversat și mi-au influențat viața. Cred că se potrivesc acum. Nu tind să ajung în soare, Doamne, ci tot mai mult mă străduiesc să fiu măcar o lumânare și luminând să mă topesc mi că înalt cu frunza deasă, eu n-aș vrea lumea să mă vadă, prefer să fiu cireș cu roadă, trăind smerit într-o livadă. Nu fluviu cu bogate ape, n-aș vrea pe lume să mă știu, ci pârâiaș ce stinge setea drumețului. Aș vrea să fiu. Aș vrea să fiu doar un atom, plutind în cosmosul imens și să trăiesc doar pentru alții. Din zi în zi, tot mai intens. Sukces producencji media.